Bună seara și vă mulțumesc pentru oportunitate. Da, am discutat, domnule ministru, de multe ori la emisiune, v-am avut și invitat anul trecut, despre irigații, despre faptul cum să salvăm până la urmă agricultura românească, să nu depindă de condițiile meteo și am avut și o să avem zile ploioase în perioada următoare. A fost PNRR-ul, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Domnul Ghinea ne-a explicat acum vreo 2-3 săptămâni înainte de a fi prezentat PNRR-ul că am pierdut oarecum negocierile și discuțiile la Bruxelles pentru finanțare masivă în zona de irigații. Așadar, ce s-a întâmplat, domnule ministru, până la urmă? Și în ce situație ne aflăm acum? Da, noi anul trecut, cei de la Ministerul Agriculturii, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, am pregătit o strategie complexă privind irigații, desecare, de prevenirea deșertificării, combaterea eroziunii solului, extinderea sistemului antigrindină și creșterea precipitațiilor, practic o strategie privind gestionarea apei pentru agricultură. Asta era inclusă într-o strategie mai mare privind gestionarea apei în general, ca resursă vitală și epuizabilă. Pentru că aveam date din 2018, ale unor studii recente privind starea corpurilor de apă și supra și subterane, dar și date privind evoluția deșertificării. De acolo am pornit această strategie, crezând că este o oportunitate mare pentru noi, cei de la Ministerul Agriculturii, de a finanța prin PNRR. Pentru că în anii trecuți finanțările au fost mici, să zic așa. Au fost modice, da. Modice, 170 de milioane în perioada 2017-2019. În 2020 am pus noi mai mult 300 de milioane, anul acesta iar 300 de milioane de lei, total insuficient ca să facem foarte repede ceea ce aveam de făcut. Adică reabilitarea infrastructurii principale vechi care urma să deservească 3 milioane de hectare. Deci nu era o poveste să facem niște canale, cum ne-a explicat domnul Ghinea de alea lui Ceaușescu, că de fapt am ratat proiectul ăsta național de irigații, să-l numesc, pentru că ministerul, da, dumneavoastră sau colegii de la minister ar fi luat niște proiecte vechi de pe vremea lui Ceaușescu, asta este explicația ce ne-a fost vândută și că nu ne-a acceptat comisia proiecte vechi ale unui sistem depășit comunistoid. Da? Deci dumneavoastră ați gândit până la urmă cu domnul Boloș, da, o strategie pe tot ce înseamnă gestiunea apei, da, în esență, da? Pe care ați vrut să o integrați în zona de irigație. Pentru a reabilita ce aveam. Okay. Avem asta, domnule ministru. Deci în decembrie cu domnul Boloș ați creonat o strategie, o gândire. Toată perioada anului trecut, de când a apărut ideea PNRR-ului, iar draftul pe care domnul Boloș l-a trimis, care conținea și această infrastructură de gestionare a apei într-un cuantum de 6,5 miliarde, pentru că trebuie spus, anul trecut au fost puțini miniștri care au depus proiecte. După ce s-a constituit nou guvern, sigur că fiecare ministru ne-am dus cu mai multe proiecte și s-a pornit undeva de la 70 de miliarde totalul proiectelor depuse și s-a ajuns la o negociere de 2,5 miliarde pentru
Ministerul Agriculturii pentru această infrastructură de gestionare a apei. Răspunsul a fost că nu a fost suficient de verde proiectul nostru. Asta a fost răspunsul din partea Ministerului Fondurilor Europene. Noi nu din partea Bruxellesului? Deci domnul Ghinea a zis că nu e verde? Pe asta ne-a spus. Adică colegul dumneavoastră, da. Fondurilor Europene ne-a comunicat nouă că Bruxelles a spus că nu este verde. Contactele directe cu Bruxelles le-am avut doar la nivel tehnic, atunci când și pe parcursul anului trecut și anul acesta, echipe tehnice din cadrul ANIF și cadrul Direcției de Îmbunătățiri Funciare participau la grupurile de lucru împreună cu Ministerul Mediului. Pentru că trebuie știut că toată componenta apă a fost tratată, cum este și normal, unitar, de către Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii. Noi utilizând doar, sau accesând doar partea de irigație, apa fiind o problemă mult mai importantă și vitală în același timp. Bun. Și ce s-a întâmplat, domnul Ghinea? Ni s-a comunicat că s-a acceptat doar partea de desecare-drenaj. Aveam alocate 326 de milioane euro pentru partea de desecare-drenaj, dar diferența era pentru extinderea sistemului antigrindină 100 de milioane și până la 2,5 miliarde euro erau lucrări de irigații, care vroiam să le prioritizăm în funcție de zonele care au fost cele mai afectate în ultima perioadă. Nu ar fi ajuns suma să refacem tot sistemul de irigații, dar prioritizarea urma să o facem și am făcut-o în funcție de niște chestiuni foarte obiective, ținând cont de suprafețele unde există infrastructură secundară, deci unde am fi avut ce face cu apa, de anii secetos și de dimensiunea pagubelor produse de secetă în ultimii ani, în așa fel încât să corectăm, în primul rând, acolo unde este mai mare nevoie. Urmând ca acest program să continue. Și ce e de făcut? Până la urmă, câți bani au rămas? Câți au rămas 326 de milioane de euro pentru infrastructura de desecare-drenaj și avem, sigur, și alte proiecte în colaborare cu Ministerul Învățământului, tot ceea ce înseamnă învățământ tehnic agricol în sistem dual cu fermele partenere. La Ministerul Cercetării am depus două proiecte, unul privind băncile de gene, celălalt privind economia circulară, și anume punctele de colectare lână. Și aici vreau să rezolvăm problema lânii care este aruncată peste tot și nu este valorificată. Acolo proiectul, fișa proiectului am scris-o noi, urmează să o integreze cei de la Ministerul Cercetării și Inovării. Bun, mai sunt bani europeni sau mai aveți posibilitatea să vă finanțați în altă parte pentru sistemul de irigații? De ce nu se finanțează prin PNRR? Eu am o logică... Pentru că nevoia există, domnule. Acum nu vreau să intru într-o teorie a conspirației, domnule ministru, dar parcă cineva, nu știu, o forță nevăzută, ocultă, da? Dau și eu în teoria conspirației, a dorit sau dorește să nu reușim să ne aducem agricultura la standarde europene, din punctul ăsta de vedere, la productivitate mare, la... Până la urmă, ok, avem pământul care e roditor și bun, dar fără irigație și fără o agricultură inteligentă, n-ai cum să te lupți cu celelalte țări. Domnul Mănăstire, da? Eu sunt încă încrezător și vă spun de ce. Am o logică simplă, zic eu. Fiecare minister care a intrat în această finanțare în PNRR cu 29 de miliarde, urma ca dacă nu era acest PNRR, să aibă niște bani de investiții. Și fiecare minister are bani mulți de investiții. În următorii 5 ani, aceste ministere care vor beneficia de finanțare din PNRR vor fi nevoi să cheltuie acei bani foarte repede, iar banii care urmau să intre la acele ministere pentru investiții, în mod logic, ar trebui să vină spre o altă nevoie care nu a fost finanțată prin PNRR. Iar strategia de gestionare a apei și irigațiile este o nevoie importantă și este o prioritate, cred eu, pentru, nu doar pentru agricultură, ci pentru economia românească. Bun, deci bugetați ceva anul ăsta și fiecare an, da? Eu asta mă aștept, ca sumele care și până acum veneau de la buget, dar erau foarte mici, de data aceasta, în această perioadă, să fie mai mari, pentru că celelalte ministere vor avea alte sume importante de cheltuit. Bun, și a discutat cu domnul Câțu? E dispus să financeze? Eu am spus-o asta în prima ședință de guvern, când i-am spus tuturor colegilor din guvern, atunci când am văzut care este decizia finală și care au fost proiectele eligibile în cele 29 de miliarde. V-a reproșat ceva domnul Câțu, domnul Ghine, la nivel personal, apropo de componenta asta pe agricultură? Nu mi-a reproșat, pentru că... Pe surse ați fost oarecum pus
da, atacat, criticat, nu direct poate, dar... Noi am avut, și așa cred că era corect, ca până la depunerea oficială a programului să nu... Intrați în dispute. Nu intrăm în dispute și am încercat să respect această... Nici n-a fost o înțelegere, dar așa era corect. Pentru că important este că cei 29 de miliarde să vină pentru alte priorități, chiar dacă n-am reușit să îi atragem spre agricultură. Ugându-l că ceilalți bani de la buget să vină apoi spre agricultură. Important da, frustrarea, domnule ministru, este că la nivel european, noi ca țară, avem puține domenii unde putem să ne lăudăm că facem cât de cât performanță și agricultura e în continuare și avem cât de cât agricultură, ne putem ridica la nivelul de agricultură europeană și pe capitolul ăsta puteam să excelăm, da? Puteam să devenim, mai simplu spus, o țară bine, cum să spun, o bine înfiptă pe zona asta de industrie alimentară cu agricultură performantă. Acum dar se pare că n-am avut noroc de data asta. O idee care am văzut că circulă în piață. Da, într-adevăr, din cele 46 de miliarde în afară PNR-ului pe perioada 2021-2027, agricultura are 21,5 miliarde. Are o sumă importantă. Dar acea sumă este pentru altceva. Este pentru plățile directe și pentru măsurile. Alea sunt subvenții, da. Nu sunt pentru investiții. Da. Pentru investiții avem 7 miliarde. Pentru această perioadă de 2 ani care urmează de tranziție avem 3,2 miliarde. Chiar în luna viitoare scoatem toate măsurile acestea și acum discutăm ghidurile. Deci vor fi bani pentru investiții, dar pentru infrastructura de irigații, partea principală, eu am dorit și noi cei de la Ministerul Agriculturii să utilizăm alți bani. Pentru investiții putem, din banii europeni, din Programul Național Strategic, putem utiliza doar pentru infrastructura secundară, ceea ce investesc fermierii. Vechea noastră discuție, domnule ministru, cred că prima dată când am făcut, acum un an și jumătate, când ați intrat în cabinetul Orban, nu se rezolvă nimica pe domeniul ăsta cu industria alimentară, domnule ministru. Încă mai e gravă situația. Pe lângă faptul că au crescut prețurile la alimente în pandemie, da, și inflație și alte lucruri, avem realitatea asta, cum să spun eu, dezolantă. Când intri într-un mare magazin din România, hipermarket, te uiți pe raft și vezi acolo, da, 70% aproape din produsele de bază vin din alte țări. De ce nu putem să ne producem mâncarea, domnule ministru? Da? Și să avem producători români și să avem produse românești la rafturi, pentru că avem, teoretic, posibilitatea de a ne produce mâncarea asta. Da? Și... da. Uitați ce am reușit să facem, pentru că, vă spuneam, avem 3,2 miliarde investiții în agricultură și industria alimentară în următorii 2 ani. Și să vedeți care sunt prioritățile noastre care le-am finanțat. Dacă în întreaga perioadă 2014-2020 au fost alocate 840 de milioane pentru această măsură de investiții în exploatații, în depozitare și procesare, noi de data aceasta am pus aproape 1 miliard de euro în 2 ani. Tocmai pentru a grăbi procesul de depozitare și de procesare, pentru că aici suntem noi deficitari și de aceea exportăm materie primă și importăm produse cu mare valoare adăugată, produse procesate. Am pus 740 de milioane pentru măsura 4.1 în investiții și am splitat măsura în 8, în așa fel încât și zona de legumicultură, și zootehnia, și sectorul vegetal, și achiziții simple de echipamente, irigații, inclusiv zona montană, să fie impactată în 2 ani de zile cu 760 milioane. Și banii aceștia pentru ce pot fi cheltuiți? Pentru genul ăsta de depozite decente, logistice, pentru legume, pentru fructe? Pentru depozitare și procesare la nivel de fermă, pentru că am preferat să consolidăm poziția producătorului. Separat avem măsura 4.2, unde am pus 150 de milioane pentru depozitare și procesare pentru oricine. Dar noi am dorit ca producătorul să aibă, cum este normal, mai ales cei mici, să aibă și partea de procesare și partea de depozitare. Altfel, întotdeauna vor lângă fi, fermă, presați, da? Deci vor fi presați de prețul oferit de cei care au depozitul și procesarea. Aduc aminte de imaginile acelea, mai țineți minte, Dragnea a făcut celebrul program Tomata, se lăuda politic și în toamnă, după ce a introdus măsura, domnule ministru, mai țineți minte imaginile, cu munții de roșii da, aruncați pe marginea drumului și cu atâta risipă și banii, cum să spun, nefolosiți. Da? Pentru că s-a produs, s-a subvenționat, după care aruncau produsele pe câmp. Da? Nu exista capacitatea de a depozita și de a procesa ce nu se vinde. Pentru pomicultură 120 de milioane. Repet,
Deci pentru partea aceasta de investiții în depozitare și procesare am pus 1 miliard de euro în 2 ani. Tocmai pentru a grăbi acest proces prin care producătorii să-și integreze producția. Hățișul birocratic cum mai este, da, apropo? Adică da, un producător, da, cineva care vrea să, nu știu, să-și facă o livadă de cireș, de exemplu. Dacă am văzut că prețul la cireșe, domnule ministru, parcă, cum să spunem, parcă valora greutatea în aur. Da? E o chestie absolut șocantă, da, pentru o țară, totuși cu nivel de trai și cu venituri reduse în România. Da? Dacă vrea să-și facă cineva o livadă de cireș, da? Ce posibilitate are? Nu știu, dau un exemplu. Unde să se ducă? Cum să obțină bani? Se finanțează așa ceva în primul rând? Da, bineînțeles. Avem 120 de milioane pentru investiții în pomicultură. Pentru livezi noi, pentru depozitare și procesare. Ce vreau să adaug aici? Absorbțiile în programele noastre, și mă refer la cele din pilonul 2, pe măsuri, sunt destul de mari, comparativ cu ceea ce se întâmplă cu fondurile europene. Există un exercițiu încă de pe vremea Săpardului, au trecut încă două exerciții bugetare, 2007-2014, 2014-2020, încât atât oamenii noștri angajații AFIR-ului, și consultanții, și fermierii, și asociațiile, și galurile știu mersul. Acum suntem în procesul de dezbatere publică a noilor ghiduri. Da. Le vom ține în dezbatere până la jumătatea lunii viitoare, când o să dăm drumul la aceste măsuri. Există încă timp ca acele reglaje fine, defectele care s-au constatat pe perioada care a trecut, să fie reparate în această perioadă. Noi avem consultări zilnice, chiar azi mi-au prezentat colegii de la PNDR, calendarul în care se vor întâlni cu grupurile de producători pentru a discuta fiecare aspect. Bun, și din toamnă sau mai repede se vor da drumul la aceste ghiduri pentru a accesa banii europeni. După 15 iulie lansăm măsurile. Pentru că vrem să se absorbă cât mai repede. Și astea sunt doar partea de procesare. Avem pentru instalarea tinerilor fermieri 100 de milioane. Avem... Asta ce presupune cu tinerii fermieri? Pentru că am văzut... Este un fel de start-up. Dacă citiți, există tendința asta de vreo 3-4 ani ca foarte mulți tineri sau zonă medie de vârstă din zona urbană să se mute la țară. Tocmai în ideea de a începe o mică afacere pe zona de industrie alimentară, agricultură. Da? 100 de milioane pentru tinerii fermieri. Și ce se finanțează din banii ăștia? Aici se finanțează instalarea pentru prima dată ca șef de exploatație, ca fermier. Asta nu înseamnă că ei în același an nu pot să aplice și la alte măsuri. Dar este practic un startup între 60-70 de mii de euro. Practic, li se apreciază business planul pe care și-l fac. Ei trebuie să se instaleze pentru prima dată ca fermier, să preia niște exploatații mai mici, niște gospodării, da, ale bunicilor, ale părinților sau ale altora, tocmai pentru a integra aceste mici gospodării pentru a le face... Și ce pot cumpăra de banii ăștia? Ce cheltuieli pot face de 60-70 de mii de euro? Ce scriu ei în... Deci utilaje de agricultură, salarii, chestiuni de genul ăsta se finanțează. E practic, este aproape o sumă forfetară. Cei care sunt mai pricepuți sau mai bine ancorați și vor să rămână acolo, aplică în anii care vin sau chiar în perioadele următoare ale anului și la alte măsuri, astfel încât să se consolideze ca și fermier, mă scuzați. Bun. Și după aceea, dacă vă deranjează aerul din studio, putem să-l oprim. Ideea următoare. Și tânărul fermier primește banii ăștia, începe să producă, da? Și ce face cu ceea ce produce? Unde duce? Că e marea discuție. Am prieteni care au încercat să intre pe nișa asta de afaceri, au explodat magazinele online de mâncăruri românești și așa mai departe. Marea problemă este logistică, da? Pentru că sunt zone din România unde se produce, n-ai cum să ajungi acolo. Logistica, transportul, depozitarea, toate chestiile astea împiedică dezvoltarea unei afaceri. Dacă se duce un tânăr, repet, într-un sat și face o fermă, nu știu, de vaci, da? N-are de unde să aducă, n-are cum să aducă produsele de acolo în zona unde se cumpere. Da? Sigur, cei mici. Pentru cei mici totdeauna este foarte greu. De aceea avem măsuri suplimentare. Avem măsura 6-3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, 8-7 de milioane, unde vin niște sume mici, tocmai pentru aceste nevoi. Mai mult, pentru cei care intră în asocierile acestea economice, care sunt cooperativele și care sunt singura
soluție realistă. Intensitatea de sprijin este mai mare. Cooperative, dar alea ne aducem aminte de înainte de 89. Nu, dar să vă spun. Deci dacă un tânăr fermier sau un fermier vrea să-și facă el un depozit, este intensitatea de sprijin 50%. Dacă aplică o cooperativă, intensitatea de sprijin este 70%. Dacă este o zonă izolată, o zonă cu constrângeri naturale, zona montană, intensitatea de sprijin poate urca încă 10%. Deci pot să ajung la intensități de sprijin de 80%. Deci dintr-o investiție de 1 milion, 800.000 să fie bani europeni și diferența să fie din partea membrilor cooperativei. Tocmai pentru a stimula asocierea și a stimula agricultura în zonele cu constrângeri naturale. Oferim suplimentare, inclusiv punctaj. În afară de faptul că avem unele măsuri dedicate, sume dedicate doar pentru zona montană. Bun. Cu pesta porcină cum mai stăm? Că a fost o întreagă nebunie acum, înainte de pandemia de coronavirus. Da. Din nefericire, această pandemie de coronavirus nu numai că a dat economia peste cap, a ecranat aproape orice subiect important. Așa este. Și a trecut, pesta porcină a trecut în plan secund. Asta nu înseamnă că ea nu evoluează, apar focare. Acele instituții și acele forțe de ordine care urmau să ia măsuri pentru restricționarea circulației animalelor, porcilor domestici, dar și gestionarea porcului. S-au ocupat de altceva, s-au ocupat de altceva. Pandemia de COVID și ce s-a întâmplat? Adică s-a acutizat problema asta cu pestă. În momentul de față, România își mai produce carnea de porc. Cum suntem? Producem cam 30% din consum, din toate datele, 30% din consum. Și restul import. Restul este import, dar de câte ori am încercat și anul trecut, am înțeles, a fost an electoral. Am încercat și anul ăsta să aduc în dezbatere, deși Ministerul Agriculturii, o spun încă o dată, nu vreau să mă dau deoparte pentru că sunt medic veterinar. Atribuțiile Ministerului Agriculturii în gestionarea bolii sunt zero. Aici au atribuții ANSVSA-ul, MAI-ul, cei de la situații de urgențe și mediu. Dar am dorit și am scris împreună un draft de ordonanță de urgență care să o trecem prin Parlament, să fie un acord al tuturor forțelor politice, că trebuie să rezolvăm și această problemă dacă vrem să relansăm porcul românesc. Altfel discutăm povești, pentru că oricâți bani vom pompa în subvenții, pentru că noi, pentru creșterea porcului și creșterea păsării, dăm subvenții pe bunăstare. Sume importante, cam 263 de milioane în următorii 2 ani. Dar ce folos că cheltuim o grămadă de bani pentru despăgubiri și pentru a combate focarele care apar tot timpul. Pentru că nimeni nu respectă minimele măsuri de biosecuritate, care nu sunt altele decât cele din COVID. Spre osebire de COVID, un animal infectat e egal un animal mort. Bun, și cam cât e pierderea, cât cheltuie statul român, apropo de... Deficitul comercial pentru carnea de porc a fost anul trecut de 620 de milioane euro. Atât am importat carne de porc. Carne de porc. Repet, multă lume, sigur, din populism sau din alte motive, a spus că dacă aplicăm aceste măsuri de biosecuritate și în fermele mici și în gospodării, vrem să distrugem porcul din gospodărie. Nu se pune problema. Ideea este ca să avem o evidență foarte clară a tuturor animalelor, să fie o trasabilitate, minime măsuri de biosecuritate atunci când te duci într-o zonă infectată și te întorci în coteț la porcul tău, să te dezinfectezi, să te îmbraci. Asta cred că, da, trebuie și de o chestiune de educație, domnule respectate. Dar se pare că nu se dorește și eu cred că totuși vom trece de această criză COVID și vom ajunge să ne ocupăm și de alte lucruri la fel de importante, cel puțin pentru economie. Bun, și ca să închidem subiectul, că mai avem câteva, mai puțin de un minut, la anul sau peste 2-3 ani de zi o să fie mai bine sau o să ajungem importator net de carne de porc? Eu mi-aș dori să fie mai bine și sper ca această ordonanță de urgență să treacă foarte repede, inclusiv prin Parlament și fiecare instituție și fiecare crescător, și cel mic și cel mare, să-și facă datoria. Și atunci, dacă toți ne facem datoria, încet o să avem și rezultate. Cum o să fie anul agricol, apropo de meteorologie, dacă nu putem controla ploaia? An bun sau an mediu? O să fie mult mai bun ca și anul trecut, dar sunt zone care au fost afectate de fenomenul advers, de inundații și de umiditatea prea mare și nu și-au putut face lucrările la timp. Mulțumesc pentru prezență, domnule ministru.